Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vă prezint aceste bomboane. Bomboane îmbrăcate în ciocolată, umplute cu cremă de mentă și spirulină, cu cremă de lămâie și cremă de portocale sau de mandarine, îmbrăcate în ciocolată. Bune, gustoase, sper să vă placă rețeta. Să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de lapte condensat 450 de grame, 150 de grame de lapte praf, 90 de grame de unt și o să dăm gust la bomboane cu pastă de mandarine sau pastă de portocale, și o să facem bomboane cu gust de portocale, cu pastă de lămâie și o să dăm gust de lămâie și cu vanilie, esență de vanilie. Și o să colorăm bomboanele cu spirulină. Și să vedem modul de preparare. Într-o oliță o să punem 150 de grame de lapte condensat cu 3 linguri de lapte praf, linguri pline cu vârf. Și o să adăugăm pasta de lămâie. Așa. Acum o să amestecăm. Am amestecat și acum o să adăugăm 30 de grame de unt. Și punem pe foc. Am pus pe foc și acum amestecăm până se topește untul. Untul e aproape gata topit. Amestecăm în continuare. Untul s-a topit și acum amestecăm. Vedeți că s-a îngroșat. Mai amestecăm puțin. Compoziția noastră este gata, vedeți că s-a îngroșat și vedeți că eu folosesc o oală teflonată care nu se lipește. Acum o să dăm de pe foc, închidem. Așa. Și am să pun toată compoziția aici într-un vas pe care eu l-am căptușit cu folie de plastic. Să lăsăm să se răcească. Așa. Și dăm deoparte. Închidem și apăsăm. Și dăm, lăsăm să se răcească. Acum, pentru bomboanele cu portocale sau cu mandarine, o să punem 150 de grame de lapte condensat. Trei linguri de lapte praf cu vârf. Una, două, trei. O să adăugăm și pasta de portocale sau de mandarine.
amestecăm. Acum adăugăm și 30 de grame de unt și punem pe foc. Amestecăm până se topește untul. Untul s-a topit. Acum o să amestecăm până o să avem o compoziție groasă-groasă. Am făcut mic, încet, încet. Vedeți cum se îngroașă? Uitați, este aproape gata. Este gata. Acum dăm de pe foc și o punem într-un vas tapetat cu folie de plastic. Acoperim și o să dăm la rece. Să lăsăm să se răcească. Și lăsăm să se răcească. Așa. Pentru bomboanele cu spirulină sau cu mentă, punem 150 de grame de lapte condensat. Acum putem pune spirulina cu esență de vanilie sau putem pune sirop de mentă. O să punem spirulina cu esență de vanilie. Putem adăuga și siropul de mentă. Amestecăm. Amestecăm bine. Acum adăugăm și 30 de grame de unt și punem pe foc. Am pus pe foc, așteptăm să se topească untul. Untul se topește. După ce untul s-a topit, o să amestecăm până compoziția devine groasă. Apoi o dăm de pe foc. Untul s-a topit și acum amestecăm până compoziția devine groasă. Amestecăm, amestecăm până se îngroașă. Compoziția s-a îngroșat. Ia uitați. Acum o să dăm deoparte. Dăm deoparte și punem într-un vas cărtoșit cu folie de plastic. Acum închidem. Închidem așa și lăsăm să se răcească. S-au răcit, le-am reținut și la frigider. Și sunt treci și o să mai avem nevoie de ciocolată.
A mea este cu 50% cacao și de acum o să facem biluțe. Și o să luăm din fiecare câte țin și o să punem în această formă. Am să iau așa câte puțin. Aceasta o să fie umplutura la bomboanele noastre, câte bucățică. Și o să umplem aici. Apoi o să dăm la congelator. Așa o să umplem bine. Aceasta este cu mandarine sau portocale, depinde ce puneți. Așa. Luăm și umplem. Umplem să intre peste tot, în toate, apăsăm bine. Ia uitați. Așa. Când o să fie congelată, o să iasă. Așa, și apăsăm bine. Și umplem toate formele. Acum o să punem și cu mentă. O să luăm din cea cu mentă, mentă și spirulină și o să punem aici, așa, și umplem. Și la fel procedăm și cu cea de lămâie și o să umplem toată forma. Ia uitați. Punem și umplem. Aceasta o să fie umplutura la bomboanele noastre. O să le îmbrăcăm în ciocolată. Și o să avem umplutură de portocale sau mandarine, de lămâie, de mentă. Acum o să punem și cea cu lămâie. Ca să nu puteți pune cele cu inimioare cu mentă, cele cu steluțe cu portocale și cele pătrățele dreptunghiulare cu lămâie. Eu le-am pus amestecat ca să fie o surpriză, ca să fie o surpriză pentru cei care mănâncă. Așa. Am acoperit așa bine. Acum o să punem peste tot. Uitați. Am acoperit tot. Am umplut forma. După cum vedeți, eu le-am pus cu lămâie, cu mentă și cu portocale, cu mandarine. Acum dăm la congelator și după aceea o să preparăm ciocolata. Pentru cei care nu au forme, o să luăm câte o bucățică, o să facem biluțe, o să introducem câte o scobitoare și le așezăm. Ia uitați, facem câte două de fiecare. Așa, și le așezăm așa aici. O să facem și vers. Punem o scobitoare și le așezăm. După aceea o să le dăm prin ciocolată. Deci pentru cei care nu au forme, acoperim și acum o să dăm totul la frigider. Aici o să acoperim cu folie alimentară. Acum am să tai ciocolata în bucățile. Am mărunțit ciocolata și am pus aici, am avut 120 de grame de ciocolată. Am pus 80 de grame de ciocolată în pahar pe care îmi să topesc și cealaltă îmi să o dau. Am topit ciocolata. Iată, ciocolata s-a topit. Acum o să adăugăm din aceasta. Amestecăm.
o lăsăm să se topească. O dăm deoparte. Le-am scos de la rece, de la frigider, de la congelator. Uitați, o să le introduc. Lăsăm să se scurgă surplusul. Și o așezăm aici. Și apoi le dăm la rece. Ciocolata am topit-o, acum să scoatem din congelator. Uitați, o să scoatem formele și o să le punem pe hârtoaie, una lângă cealaltă. Și acum o să le dăm prin ciocolată. Acum am să iau una și am să pun în ciocolată. Învârt. Și o scot. Acoperim peste tot. Și așezăm aici. O luăm pe cealaltă. O punem. Ia uitați. O scoatem. Dăm surplusul jos. Și așa o să procedăm cu toate. Așa, o altă pasteluță, o dăm prin ciocolată. Așa, o învârtim bine aici. O scoatem, o punem pe furculiță ca să eliminăm surplusul. Și apoi o așezăm pe... O așezăm aici. Aici sunt acele care noi le-am pus cu scobitoare. O să scoatem scobitoare. Ia uitați. Așa. Ia uitați. Scoatem scobitoare. Să tăiem să vă arăt cum sunt. Cum sunt în interior. Să mai tăiem unul.
ceapă cu lămâie. Bomboane, unele sunt gata, o să le punem în forme de hârtie. Bomboane îmbrăcate în ciocolată cu cremă de mentă și spirulină, de lămâie și de portocale sau mandarine. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, o zi frumoasă tuturor! Pupici! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă prezint aceste bomboane cu mentă și spirulină, cu portocale, cu lămâie umplute și îmbrăcate în ciocolată. Bomboane umplute cu cremă de mentă, cu cremă de lămâie și cu cremă de portocale. Cu lămâie